Domnul Ghiu, vă mulțumesc pentru răspunsuri. Mă bucur că se mișcă lucrurile. Vreau să încheiem într-o notă pozitivă și cu o întrebare pozitivă. Dom'le, avem și noi o stație de asfalt. Ce faceți, dom'le, cu ea? De ce avem stație de asfalt? Vă referiți la stația de asfalt de la Căteasca? La stația de asfalt de la Căteasca, da. Cumpără cineva asfalt de acolo? Se și cumpără. Constructorii, nu? În momentul în care există cereri, suntem capabili să producem, să vindem. Noi îl folosim? Noi îl folosim, cu siguranță. La lucrările pe care le efectuează regia de drumuri, lucrările specifice de asfaltare, lucrările se fac doar cu asfalt din stația proprie și, repet, suntem în posibilitatea de a vinde asfalt. Când o să ne spuneți nouă? Noi facem 5 km de drum, uite, îi facem cu asfaltul nostru, fără niciun fel de problemă. Repet, toate lucrările pe care le realizează regia de drumuri. Înțelegeți ce spun. Pentru Consiliul Județean? Nu mă refer la reabilitări, nu mă refer la plumbări, nu mă refer la... Ne apucăm de o bucată de drum de 3 km sau de 1 km ca să fie așa un fel de experiment social. Și îl face în cap cu adă. Deocamdată doar cu lucrul acesta de plombițe. S-a ocupat regia de drumuri, tocmai pentru că știți bine că am preluat din punct de vedere economic, am preluat regia într-o stare deplorabilă. Din cauza foștilor noastre colegi de la conducerea Consiliului Județean Argeș din PSD. Nu, din cauza unui proces pierdut care ne-a... Nu stau eu să judec acum... Din cauza multor facturi neachitate chiar de către Consiliul Județean către regia de drumuri. A fost, repet, un proces pierdut, într-adevăr, pe vechiul mandat, care a tras de la sine o serie întreagă de penalități, 600 de miliarde, din ce mai mi-aduc aminte, sume absolut importante și de nesuportat pentru bugetul Consiliului Local, Consiliului Județean. S-au blocat conturile, respectiv activitatea, pentru o bună bucată de vreme. Repet, încercăm să ne mișcăm. Chiar în acest an am efectuat niște reglaje și în ceea ce privește resursa umană la nivelul respectiv. Dacă dă Dumnezeu, cei mai puțin performanți după o analiză atentă, tocmai pentru că nu aveam suficiente utilaje care să fie deservite de atât de mulți oameni. Urmând ca, dacă dă Dumnezeu, buget conform așteptărilor, în 2022 să reușim și ceva retehnologizări la nivelul regiei de drumuri și să reangajăm oameni.